salutare și bine ați venit la un nou episod din Cărți și Alina, în care cărțile rămân undeva pe raft, pentru că vom vorbi despre un pic altceva. De ce? Pentru că vineri a avut loc, din câte mi-amintesc, premiera, nu greșesc, a avut loc premiera la București a filmului despre trup și suflet, film unguresc la care am mers și noi și care ne-a plăcut foarte, foarte mult. Din start ar trebui să vă spunem și faptul că acest film a câștigat Ursul de Aur și chiar am înțeles și de ce l-a câștigat, deci nu l-a câștigat așa pur și simplu. Nu trebuie neapărat să închideți acest episod, să treceți mai departe, cred că dacă sunteți abonați acestui canal, este în interesul vostru să ascultați ce am de spus și ce avem de fapt de spus despre filmul ăsta, stați așa. Pentru că în mod cert o să fie și pe gustul vostru și este ceva de neratat. Dacă v-au plăcut episoadele alea cu topul dezgustător, episoadele alea în care vorbeam despre Camus, episoadele alea în care discutăm chestii un pic mai grele decât de obicei, ăsta este un episod la care trebuie să vă uitați. Cum să începem? Deci, până la urmă, cum am zis, filmul se numește Despre trup și suflet, a câștigat Ursul de Aur, este unguresc și prezintă, practic, povestea de dragoste un pic atipică, de fapt un pic mai mult atipică, dintre un bărbat și o femeie care în fiecare noapte au același vis și practic împărtășesc același vis, vis în care ei sunt animale, adică ea este ciută, nu? Că parcă asta este femela cerbului, iar el este cerb. O să încep prin a spune, mă rog, n-am mai făcut niciodată recenzie la film, poate ar fi interesant să începem să mai facem chestia asta pe canalul ăsta de dragul diversității și pentru că, de ce nu, noi ne mai uităm și la filme ca și voi, dar filmele merg împreună cu cărți. Foarte bine chiar. Mi-a plăcut, pe mine m-a impresionat foarte mult felul în care a fost filmat. Mi s-a părut foarte, foarte frumos filmat, niște cadre foarte, foarte frumoase, superbe chiar aș putea să spun, în special alea cu... Bine, nu toate. Nu toate, alea cu cerbul, dar îmi place felul în care camera urmărește câteodată personajul și... Da, chiar tu spuneai că ai citit pe net că se axează foarte mult pe ochi și nu am fost atent la detaliul ăsta până când nu l-am auzit spus de tine. Da, deci asta este povestea, o poveste atipică în care oamenii ăștia au visul ăsta comun în fiecare seară. În afară de imaginile frumoase, ce ar mai fi interesant de spus, este foarte brutal. Contrar așteptărilor și contrar comentariilor de pe internet, filmul nu este o superbă, liniștită, frumoasă și dulce poveste de dragoste, cât este pur și simplu, nu știu, poate și din punctul meu de vedere, ilustrația perfectă a societății în care trăim. Handicapul pe care noi îl avem și pe care îl creăm altora, pentru că oamenii sunt răi, de ce nu? Dar hai să lăsăm un pic totuși discuțiile astea mai în profunzime și să ne întoarcem la partea mai simplă și anume acțiunea. Ce se întâmplă de fapt? Toată acțiunea se petrece în jurul unui abator. Mă rog, în jurul, nu neapărat doar la abator, cât acolo lucrează persoanele astea în cauza astea, îndrăgostiții cum ar fi. Pe ea o cheamă... Maria. Maria și pe el... Andre. Și pe el Andre. Maria este o persoană care tocmai a înlocuit o altă revizoare sau nu știu cum să o numesc, o femeie care pur și simplu stabilea calitatea cărnii de vită care se tranșa în abatorul ăla, iar Andre era directorul abatorului și avea o problemă la mână, în sensul că avea o mână moartă. Mâna stângă. Mâna stângă, iar Maria era un pic autistă. Da. Și da, este foarte interesant să-i vedem în societatea aia tipic est-europeană, aș putea să spun, pentru că, deși din punctul meu și al nostru de vedere aș putea să spun că ungurii sunt mult mai evoluați decât noi social și nu numai, bineînțeles că toți se mai simt încă parfumul ăla de est-european. Îi urmărim pe acești doi neîndrăgostiți încă, pentru că ei nu sunt conștienți că au visul ăsta în comun. Îi urmărim încercând să ne dăm seama ce naiba când vor afla chestia asta până în punctul în care se întâmplă elementul declanșator. Are loc o anchetă la abatorul în care aceștia lucrau și sunt obligați să dea un test psihologic. În testul ăsta psihologic pe care trebuiau să-l dea toți angajații, sunt întrebați ce visează în fiecare noapte, moment în care, ce au visat noaptea trecută, moment în care
aceștia separați fiind spun, povestesc exact același lucru. Psihologul are impresia că se întâmplă ceva putred, e ceva putred la mijloc, în sensul că ei s-ar fi pregătit o glumă proastă. Și în urma acestei descoperiri a psihologiei află și ei că au același vis. N-are sens să stau să mai povestesc acum toată acțiunea, pentru că după aia nu știu cât sens mai are să vă mai duceți voi la cinema, dar cam ăsta este plotul, așa, în mare. Ei află și după aia încearcă să se cunoască, să se apropie, să se cunoască și să vadă dacă într-adevăr chiar au același vis în fiecare seară, dacă ei într-adevăr sunt acolo împreună sau pur și simplu... Mă rog, încearcă să capete încredere unul în celălalt. E totuși ciudat să ai același vis, exact același vis, adică nu același în fiecare seară, dar să fie în același cadru și să fie același lucru și să trăiești același lucruri cum ar fi în acea a doua viață din vis. Ce mi-a plăcut mie, eu v-am zis, mi-au plăcut cadrele... O să fiu foarte sinceră și o să vă spun că pe mine m-a făcut foarte tare să plâng filmul ăsta, în sensul că am plâns în timpul lui, pentru că au fost niște imagini foarte crude pe care, da, le-am mai văzut, poate, dar nu la modul ăsta, nu din unghiul ăsta, le-am văzut la pe Facebook, le-am văzut în tot felul de, din astea PETA, de astea pentru protecția animalelor. Am văzut cum este practic tranșată o vacă și cum este omorât. Exact tot procesul, cum neapărat tranșată, dar cum este omorâtă ca să fie dusă la tranșare, cum picură sângele și cum tot. Scenele sunt de un realism total brut, așa că... Pentru că sunt reale. Da, brut, sunt exact... Deci, nu, adică să nu aibă reale, impresia 100%. Că sunt efecte sau ceva, sunt nu, chiar nu, scene sunt, adevărate. Sunt scene adevărate. Chestia asta pe mine m-a șocat foarte tare și m-a răscolit puternic și... Stați să dau muzica mai încet, nu se... Da, și m-a făcut să mă gândesc încă o dată la toate deciziile mele de a mai mânca vreodată carne de vită sau nu și... M-a înspăimântat efectiv brutalitatea cu care sunt ucise aceste animale, mai ales că ceea ce mi-a trecut prin cap în momentul ăla a fost că suntem în 2017 și sunt atâția mii de ani de evoluție de evoluția omului și practic am ajuns unde să fim niște criminali mai buni, mai eficienți. Nu vreau să o luați în sensul ăla că ar fi clipul ăsta despre cum vreau eu să vă conving să fiți vegetarian, pentru că nu este aici. Nici eu nu sunt vegetarian, nu am de gând să fiu vegetarian, dar vită eu nu mai mănânc, pentru că nu mi se pare normal, nu știu, mi se pare că oamenii pe măsură ce au evoluat au început să dea dovadă de cruzime din ce în ce mai mare și să fie chiar rafinați, cum se spun în... Păi simplu fapt că te gândești cum să omori un animal fără să-i provoci durere prea mare, adică să-l asomezi, să-l nu știu ce, deja mi se pare pentru mine, care sunt, mă rog, pseudo-vegetarian, dar la fel nu impun nimănui absolut nimic, mie mi se pare o metodă extremă de cruzime, adică ne gândim la niște rafinamente de a chipurile de a îndulci o moarte, ceea ce este practic... Nu, mie nu mi se pare sadismului. Mie nu mi se pare ceva în regulă cu a încerca să provoci cât mai puțină moarte. Mie mi se pare absolut oribil procedeul. Eu la asta mă refeream când am spus de finețe. Da. Te gândești așa super rafinat, dar cum să le omor mai repede și să mi le pun mai repede în farfurie? Pe mine asta mă deranjează și știți ce mă mai deranjează? Faptul ăla că deși am ajuns să gândim tot procesul ăsta absolut oribil, omorând și tăindu-le gâtul, cum să zic, pe viu, adică nici măcar nu-i dai una în cap înainte sau nu știu cum să zic, sau o adori sau... Ok, poate nu sunt sănătoase substanțele alea să fie consumate și de om, dar nu știu, frate, găsiți altă metodă, că nu mi se pare normal să tai gâtul unui animal așa, nu știu cum să zic, să-i înfigi un cârlig în picior și efectiv să-i tai gâtul pentru că poți, știi? Mi se pare absolut, absolut... Absolut oribil, știi? Și în afara faptului că faci chestiile astea și ajungi la cruzimea asta îngrozitoare, după ce faci chestiile astea, te gândești la scenele alea. Eu la asta m-am gândit în momentul ăla, la scenele alea în care oamenii pur și simplu aruncă nu știu ce mâncare sau ajung tot la coș. Adică exact chestia asta mi-a fost și mai tare subliniată în momentul în care Maria, protagonista noastră,
decide că toată carnea tăiată de când ajunge acolo este de categoria a doua, știi? Adică, până la urmă, cine suntem noi? Asta e ironia, știi? Asta e ironia... Știi? Da, nu putem să folosim, pentru că e categoria a doua. Serios? Nu este considerată categoria întâi carne de lux și atunci automat este scade prețul pe piață și... Și nu este bună. Și abatorul lor este, da, este underrated. Dar să ne întoarcem, să ne întoarcem la film. Deci scenele sunt de o cruzime, nu știu, bine, pentru mine a fost extremă, pentru că pe mine m-a lovit plânsul. Nefericire nu sunt multe, dar... Nu sunt multe, dar sunt cu un impact tot major. De-a lungul, pe toată durata filmului mai ai de-a face cu... Câteva, nu multe. Câteva chestii, câteva, adică vreo două, trei, podele dar sau sunt... pereți plini de sânge și chestii. Adică dacă sunteți slab de înger, ca să zic așa, nu mergeți să-l vedeți. Mergeți, și dacă sunteți minori, nu mergeți. Nu este recomandat. O persoană aleșinat la Cluj, în sală. Da, dar aleșinat la ultima scenă. Ultima scenă este și mai și. O să ajungem și acolo. Ce mi-a mai plăcut altceva? Mi-a plăcut foarte mult naturalețea cu care actorii au jucat. Nu știu, el, Andre, zicei că... Deși este mai în vârstă, deși vârsta nu ar trebui să fie un criteriu pentru a desemna pe cineva frumos sau nu, pentru că oamenii sunt frumoși la orice vârstă și poți găsi oameni frumoși la orice vârstă și nu mă refer la clișeul ăla de expresie cu oameni frumoși și nu știu, nu, mă refer efectiv la frumusețe fizică, estetic, pur și simplu. Arăta foarte bine, nu știu, foarte, avea ceva foarte, avea față de aia de un bun. Nu știu, dar mi-a plăcut naturalețea cu care au jucat și ulterior Matei a aflat de pe net că nici măcar nu este actor tipul ăla. Asta chiar m-a dat pe spate și, și toți ceilalți actori mi s-au părut că jucau foarte bine. Era și la un moment e actriță dat... de teatru, de fapt. Da? Era la un moment dat un personaj, era o bătrână, super marfă juca. The janitor. Femeie. The janitor, da. Juca super mișto femeia. Și arăta și bine pentru vârsta ei, era foarte mișto personajul, de-aia trecută prin multe, prin multe... flori. Exact. Da, dar știți care era chestia? Că era atât de... naturală. Și este europeană. Pentru că are chestia aia, știi, de... Știți cum e Madame Coca? Exact. Care e... Așa era ea. Pe care o găsești la orice instituție, doar că... Exact. Cu voce de aia un pic tabagică. Tabagică mai mult. Dar Madame Coca diferă de la instituție la instituție. Da. La unele poate să fie o Madame Coca cât casa, la altele poate să fie o Madame Coca de aia de chisit, așa, care chiar și-a trăit viața și-a mâncat mălaiu și acum la bătrânețe povestește mai, celor mai tineri din experiențele ei erotice cu bărbați. Exact tipul ăsta era Madame Coca noastră din filmul ăsta, un personaj care apare foarte puțin, dar în puținul dar ăla defect. Este absolut extraordinară femeia. De o naturalețe, zici că s-a născut cu rolul ăla. Da, da, și toți ceilalți foarte bine au jucat. Și vezi, uite, mă gândesc la treaba asta ca și o comparație așa între filmele noastre sau poate n-am mai văzut eu de mult un film românesc care să mă impresioneze. Poate ar trebui să schimb asta. Apropo, dacă aveți vreo idee sau dacă ați văzut filmul ăsta și puteți să ne recomandați ceva, nu la modul asemănător ca acțiune, cât asemănător calitativ vorbind, o să vă rog să ne scrieți în comentariu, pentru că noi chiar am vrea să mai testăm. Dar parcă filmele noastre nu au actori din ăștia care să joace așa natural, știi? Adică parcă e mereu ceva forțat, e ceva forțat. Le-am țipă foarte tare, asta e chestia. Nu știu dacă, cum zici, n-am mai văzut filme românești mai noi din astea, din generațiile foarte noi, dar chiar și alea care au luat premii acum câțiva ani și nu știu ce, parcă în toate filmele era aceeași chestie, țipa foarte mult, se vorbea, parcă nu au și dicția. Și foarte vulgar și foarte da, fals. Da, nu au dicția aia, să înțelegi exact ce spun. Ăștia erau foarte așezați, bine, era și din cauza rolului pe care ei l-aveau, că na, Andre era mai în vârstă și mai calculat, fata asta avea probleme de comunicare, dar nu știu, parcă era altfel și celelalte personaje vorbeau foarte natural, foarte natural, foarte natural. Parcă erau de acolo. Dar, nu știu, cu un alt fel de nivel actoricesc. Repet, nu desconsider actorii români sub nicio formă, mai ales pe cei tineri, dar, nu știu, întotdeauna s-a părut o diferență între filmele românești, chiar și alea bune și celelalte, fie ele este europene sau vestice, de ce nu? Mi-aduce un pic aminte chestia asta, comparația asta de, asta ca să nu scoatem în evidență că doar la noi se întâmplă asta, de filmele alea franțuzești pe care le-am văzut noi la un moment dat și trebuie să recunosc că anumite scene și anumite personaje și anumite actori din filmele alea franțuzești din anii 90 erau la fel de falși ca filmele, ca da. Actorii noștri din filmele noastre românești, deci ei frați francezi. Mm. Da, mă rog, poate că asta e, da, asta este problema noastră.
Nu cred că există ceva să nu-mi fi plăcut la filmul ăsta. A avut pentru mine un impact puternic. V-am zis, o să mă mai gândesc o dată dacă vreau să mănânc sau nu carne de vită. Și altă chestie care mi-a plăcut foarte mult a fost că până la finalul filmului, când ajungi la final, încep să înțelegi și titlul cu despre trup și suflet. Pentru că în momentul... Nu dau spoiler, dar există niște scene în oglindă și există niște legături pe care le puteți face. Asta apropo de calitatea aia a doua pentru vite. Și personajele noastre. Deci, nu știu cum să spun. Până la urmă, știți cum este? Oamenii sunt atât de urâți înăuntru. Sunt foarte urâți înăuntru. Și au ajuns să impună reguli, să impună norme peste niște ființe ale cărui limbaj, ale căror... Ha, nu mai știu să vorbesc, Matei, ajută-mă. Nu pot să exprim tot ceea ce am simțit când am văzut filmul. Asta este problema mea. Este un film care pe mine una m-a făcut să-mi fac foarte multe legături în el, să-i fac multe legături în el, multe legături cu societatea în care trăim și care este mizerabilă. Și în niciun caz nu m-a făcut să mă gândesc la o poveste fabuloasă și dulce de dragoste, așa cum mi-ai povestit acum câteva minute că ai văzut scris pe internet. Eu nu prea mai știu ce să mai spun în momentul ăsta despre film, pentru că... Spun eu, că am și eu niște... Aș da foarte multe spoilere, așa că te invit să spui tu, eventual, ca să nu mai vorbesc eu degeaba aici. Bună seara, și așa n-am mai văzut de mult, o să fiu scurt, pentru că deja s-a lungit episodul. Vreau să spun, să adaug niște lucruri la ce a zis Alina mai devreme. Fata Maria suferea de autism, cum a zis și Alina, de sindromul Asperger, care este, din câte știu, un sindrom care afectează comunicarea. Deci acea persoană care suferă de sindromul ăsta are probleme de comunicare, nu știe cum să reacționeze cu cei din jurul ei. Sincer, mă îndoiesc că Maria, mă rog, actrița Alexandra Borbei chiar suferă de acest sindrom, dar a interpretat fantastic rolul Mariei. Este o persoană, cred, extrem de potrivită să joace acest rol de quality analyst la abator. O persoană pe care nu o vezi, nu știi că este acolo, stă într-o cameră obscură în fața calculatorului și analizează mostrele de carne pe care le primește zilnic. Nu interacționează cu nimeni și, normal, ca în orice societate de asta redusă la câțiva angajați, începe să fie privită cu suspiciune, cu teamă, cu amuzament. Chiar este, la un moment dat, o încercare a unei lucrătoare de la abator de a intra în vorbă cu ea, pentru că ea nu vorbea cu nimeni și atunci au încercat ele, echipurile, să intre în vorbă cu ea. A ajuns la 2 metri de ea, în acea cameră întunecată, după care s-a întors brusc către grupul de gaițe care se uita hilizindu-se la ea, pentru că nu a știut cum să o abordeze, ceea ce pe de o parte este perfect normal. Acest lucru sublinează din nou incapacitatea oamenilor de a relaționa, mai ales cu cei care sunt introvertiți, retrași și un pic diferiți de ceilalți, pentru că din fericire nu suntem toți la fel. Cealaltă parte, masculină, adică Andre, suferă de o problemă a brațului care este inert, brațul stâng. Și tot ce face el, face cu mâna dreaptă. Mănâncă cu dreapta, scrie, își folosește mâna dreaptă. E chiar o scenă la un moment dat în care se chinuie să-și pună un sandwich pe o tavă și se chinuie să ia o murătură dintr-un borcan și se chinuie să își pună mâna cumva ca să stea cumva, pentru că mâna aia chiar nu stătea în niciun fel, pur și simplu stă flască. Și se chinuie să care tava aia și o scapă pe jos și se întinde tot pe covor și se apucă cu o singură mână. Adică, nu știu, scena aia mi s-a părut atât de... Nu că mi-a provocat milă, cât pur și simplu te face să realizezi situația în care se află. Dacă până în momentul în care vezi scena asta, ai impresia că el se descurcă pentru că este totul absolut sub control. Na, fiind și directorul acelui abator, de fapt îți dai seama de incapacitatea lui de a fi normal. Pentru că este și singur. Și asta mi se pare, scuze că te întrerup, mi se pare că scena asta apare chiar în momentul în care, cel puțin în mintea mea,
o văd pe ea și văd că se duce la un psiholog și văd că are probleme de comunicare și încep să am impresia, a, uite, ea are probleme, de-aia nu merge, de-aia nu pot comunica, pentru că ea este de vină. Și după aia vezi scenele astea cu el și după aia îți dai seama că stai puțin că nu numai are probleme, și el are probleme. Și după aia vezi și lui frustrările și nu este un film plin de acțiune la nu știu ce mod. Nu, e chiar static. Este static, dar este un film de introspecție cumva, nu știu. E un film de impact emoțional și de impact, nu știu, sufletesc. Body and soul, eu aș spune chiar și mind, adică cele trei caracteristici ale omului, mind, body and soul, pentru că mintea îți este pusă la încercare, la grea încercare, corpul la fel, vezi mâna lui sau, mă rog, bietele vaci și sufletul, ochii. Pentru că, după cum a spus și Alina mai devreme, sunt foarte multe cadre cu ochii, mai ales cu animalele acelea care sunt duse la tăiere și se pare că își cam dau seama ce urmează să li se întâmple. Cadrele sunt extrem de mișto făcute, regizoarea Ildiko Enyedi a făcut o treabă fantastică, a filmat, sunt anumite cadre care apar așa din senin și care efectiv te iau pe sus. Ca să nu mai vorbesc de scenele din pădure cu cei doi cerbi, nu știu cum au fost filmate chestiile alea, dar sunt absolut superbe. Total. Revin la personaje, mai este un personaj, un angajat al abatorului, prieten cu acest Endre. Nu mai știu cum îl cheamă, bărbosul ăla. Știu că era șeful de la resurse umane. Da, și care tipul de bărbat înspre midlife crisis, destul de respingător fizic, căsătorit, că nu mai durează mult, și care propovăduiește superioritatea masculină în toate domeniile. Și adică și genul ăla de cocalar frustrat. Da, într-o zi, luând masa la cantina abatorului cu acest Andre, îi spune lui cum trebuie femeia să fie ținută din scurt și bărbatul practic să facă legea în casă, în moment în care vine nevasta lui și îi spune că te vei duce tu să iei copiii și să faci piața și să nu știu ce, la care el înghite gălușca și tace din gură, adică exact pe invers de cum vroia el să pară. Asta a fost un moment de la ia-ți-o pasta, băi fraiere, că nu e chiar așa cum spuneți majoritatea dintre voi, femeia la cratiță și bărbatul la conducere. Și nu numai asta, dar asta apropo și de absolut tot filmul, cu categorisirea animalelor, cu categorisirea oamenilor în sensul, aha, uite, asta nu vorbește, asta nu este ca noi, este de categoria a doua, exact. Și ea la fel ca și Vita aia pe care ea a catalogat-o așa. Poți să te gândești că oricât de mult am vrea noi să fim stăpâni pe situație și poate asta și vrea să demonstreze filmul, că oricât de deștepți ne-am dat și oricât de evoluați ne credem și superiori, de fapt suntem pielea mâinii, dacă mă înțelegeți. Da. Și până la urmă nu conducem nimic și nu stăpânim nimic și suntem de fapt niște mici viermi târâtori. Da, dar din păcate niște viermi care fac rău. Ok, concluzia este că acest film chiar merită văzut. Înarmați-vă cu răbdare, durează aproape 2 ore, dar în aceste 2 ore veți trăi niște emoții foarte, foarte puternice. E un film foarte bun, ne-american, ne-hollywoodian, un film care transmite chiar niște sentimente și cred că e genul de film care fie îți place, fie nu-ți place. Dar încercați și spuneți-ne părerea voastră.